venit. Privim cu preocupare spre piața agricolă, unde se anunță scumpiri la diverse categorii de produse. Producătorii români trag semnale de alarmă. Vremea capricioasă din ultima perioadă afectează recolta din acest an, cu impact direct asupra coșului zilnic de consum, care devine tot mai scump. Și nicio șansă să reducem deficitul din comerțul cu produse agroalimentare, care dimpotrivă se tot adâncește. Despre toate acestea, dar mai ales despre sprijinul așteptat de fermieri, care se plâng că sunt condamnați să facă în continuare agricultură la mila cerului, vorbim azi în minutele următoare cu ministrul Agriculturii Adrian Oros. Începe așadar tema zilei. Deschidem discuția din această seară cu veștile proaste. Concret, pâinea și celelalte produse de panificație s-ar putea scumpi chiar de luna viitoare. Patronii din industria de morărit și panificație reclamă că plătesc mai mult nu doar pentru energie electrică și gaze naturale, ci și pentru materia primă. Grâul e mai puțin și mai scump ca în alți ani. Și iată la ce efecte se așteaptă procesatorii. Multă producție va fi degradată în calitate. Grâul nu se va mai vinde pentru panificație, chiar dacă el are caracteristici de proteină și de amidon necesare, ci se va vinde ca furaj. Asta înseamnă o pierdere de câștig pentru fermieri, înseamnă și o presiune pusă pe morari, care au mai puține surse de aprovizionare, și probabil o presiune și asupra prețului pâinii. La un moment dat, aceste prețuri ale materiilor prime agricole vegetale se vor transmite pe lanțul de valoare și către alimente. Poate să fie o scumpire a produselor de panificație, deși există o întârziere până când noua recoltă va intra în producție, dar foarte probabil va fi și un impact în produsele animale, în carne și celelalte produse, deoarece majoritatea grâului românesc este calitate furajeră și celelalte sunt folosite pentru furajarea animalelor. Este posibil ca să fie o creștere și în această zonă. Domnule ministru, așadar probleme în lanț și v-aș întreba dacă prețul grâului de panificație a crescut deja cu circa 10% față de perioada similară anului trecut, așa după cum arată statistica oficială. Știm oare la cât s-ar putea scumpi pâinea în această toamnă? În primul rând, eu aș vrea să spun că nu știm dacă se va scumpi, sunt doar estimări, sunt previzionări, sunt niște calcule făcute de trader în primul rând. Și până nu terminăm recoltatul și nu vedem care este exact calitatea grâului, eu nu m-aș exprima în a spune că grâul de anul acesta va fi mai puțin și mai prost. Dimpotrivă, dacă facem o comparație cu anul trecut, când am avut o secetă extremă și producția de grâu a scăzut cu 40%, prețurile nu au crescut, pentru că prețurile pâinii și a grâului panificabil nu depind doar de producția internă. 1. 2. Anul acesta, producțiile estimate de către fermieri, de către asociațiile de fermieri, sunt producții record datorită faptului că a plouat. Cu siguranță că sunt zone în țară care sunt afectate și noi avem o statistică aici. 28.000 de hectare din cele 2 milioane de hectare au fost afectate de inundații, furtuni și precipitații puternice și încă 8.000 de hectare de grindină. Cealaltă suprafață, pe cealaltă suprafață, culturile arată foarte bine, iar previziunile ne spun că recolta va fi una foarte și mare. Și credeți că s-ar putea compensa la un moment dat de pe o categorie de suprafață pe cealaltă această situație? Discutăm de 2 milioane comparativ cu 30.000. Insignifiant. Deci eu nu aș alerta populația. Producțiile vor fi foarte mari. Cu siguranță că ceea ce se întâmplă în unele zone, datorită precipitațiilor abundente, fac ca recoltatul să fie îngreunat și în unele zone producțiile să fie ușor depreciate și să intre în zona grâului furajer. Dar estimările sunt de peste 9,5 milioane tone, comparativ cu anul trecut, când s-au produs sub 6 milioane tone și, repet, nu s-a scumpit deloc pâinea și grâul panificabil datorită producției. Celelalte elemente legate de energie ar putea să aibă un impact, dar nu un impact major. Pentru că, dacă anul trecut ne-am plâns de secetă pedologică de această dată, iată că anul acesta ploile sunt cele care afectează recoltele, totuși cum poate fi ajutat producătorul român, fermierul român, să iasă din acest cerc vicios? Dacă nu plouă, e secetă și dacă nu e secetă, plouă prea mult și tot nu e bine. Ploaia prea multă nu o putem opri, cu siguranță. Acolo unde există secetă, sigur, se poate interveni și este un program în desfășurare privind gestionarea apei, în primul rând, reabilitarea tuturor canalelor și a infrastructurii de irigații, atât infrastructură principală cât și cea secundară, care are un anumit ritm dependent de
bugetările care s-au făcut de-a lungul anilor. Noi și anul acesta am alocat 350 de milioane de lei pentru programul de reabilitare a infrastructurii secundare. Se continuă programul pe infrastructura secundară din bani europeni, acea măsură 4-3, am mai pus 43 de milioane euro, iar în viitorul Program Național Strategic 2021-2027, cu siguranță vom continua investițiile, sau mai corect spus, sprijinul investițiilor în infrastructura secundară. Iar de la buget va trebui să facem un efort suplimentar ca să reabilităm infrastructura principală. Asta legat de tot ceea ce înseamnă irigații. Dar nu trebuie să uităm că peste tot, și noi am început deja discuții și negocieri între tot ceea ce înseamnă mediul asociativ din agricultură și instituțiile de asigurări, în așa fel încât să avem o gestionare a acestor riscuri, la fel cum se întâmplă peste tot în Europa, unde toate culturile și toți fermierii sunt asigurați pentru diferite riscuri. Fermierul român ar trebui să deprindă niște abilități de antreprenor, care ar trebui cumva cultivate. Sunt foarte mulți fermieri care fac acest lucru. Noi încercăm să stimulăm, pentru că avem un program prin care plătim 70% din polița de asigurare. Deci Ministerul Agriculturii, din bani europeni, nu din banii de la buget, pe acea măsură 17.1, plătește 70% din polița de asigurare, tocmai pentru a-i obișnui și a-i învăța pe fermieri să se asigure. Sigur că sistemul acesta de asigurări nu este perfect, tocmai de aceea am încercat o discuție mediată de noi și de ASF între asigurator și între fermier, astfel încât aceste asigurări să fie cât mai acoperitoare, dar în același timp să se asigure cât mai mulți dintre fermieri, pentru că fiecare, la un moment dat, pot să fie impactați de un asemenea risc. Poate să fie afectat și să aibă nevoie. Pentru că situația nu este complet diferită nici pentru cei care cultivă legume și fructe. Cred că întrebarea, de fapt întrebările lor, pentru că ați avut recent o întâlnire cu legumicultorii, o întâlnire de la care au plecat destul de dezamăgiți, destul de nemulțumiți de rezultatul acelor discuții, o întâlnire cu retailerii, cei care ar trebui să aprovizioneze piața românească cu produse românești, produse în România, da, care se ajungă mai ușor la consumatorul român. De ce această nemulțumire? Unii dintre ei au plecat nemulțumiți și de regulă cei nemulțumiți sunt mai vocali, iar majoritatea au plecat mulțumiți, pentru că a fost pentru prima dată când au venit la minister, la aceeași masă, retailerii și cu reprezentanții legumicultorilor, tocmai pentru a încerca să găsim pe viitor o formă de colaborare. Pentru că este clar că toată producția de legume pe care legumicultorii în zone legumicole consacrate o produc în unele perioade de timp este prea mare și nu poate fi preluată de piețele normale dacă nu se reușesc niște contracte pe termen lung cu mari retaileri. Există și, să vă spun așa, și o desfacere pe piețele mici, piețele din marile orașe sau vânzarea directă, dar pentru producțiile mari trebuie să fie o anumită predictibilitate, în așa fel încât retailerii să poată să facă niște contracte pe un termen rezonabil, la o anumită cantitate, ritmicitate și standardizare. Asta am încercat să facem, pentru că și aici există exemple de bune practici. Sunt foarte mulți legumicultori sau foarte multe cooperative care deja comercializează prin supermarketuri, reușind să aibă o relație cât mai echilibrată cu aceste supermarketuri. Iar din partea supermarketurilor sau retailerilor, ni se spune că ei ar dori, dacă ar găsi o anumită cantitate și ritmicitate și standardizare, să procure legume și fructe, sigur, care se pot produce la noi, de aici, pentru că ar scăpa de niște prețuri suplimentare la transport. Da, ați spus că este vorba și despre nevoia unui sistem de depozitare a acestor produse, da, care să le asigure asta este să combată perisabilitatea acestora. Asta este una din principalele nevoi. O rețea de depozite centrale, dacă nu mă înșel, ați avut un proiect, ați renunțat cumva? Eu n-am renunțat și nici n-am să renunț, pentru că nu renunț ușor. Una din principalele nevoi ale agriculturii românești, identificate sigur în toate discuțiile și toate analizele care le-am avut pe tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, este acest comportament în care reușim să exportăm materii prime, cereale boabe sau cel mult animale vii și să importăm hrană procesată cu mare valoare adăugată. Și lipseau exact aceste capacități de depozitare și de producție. Și atunci, în
programul pe care o să-l lansăm în 2-3 săptămâni, în programul de investiții pe perioada de tranziție, pentru că fermierii știu, urmează o perioadă de tranziție, 2021-2022, unde pentru agricultură sunt alocați 6,2 miliarde euro. 3 miliarde euro sunt plăți directe prin APIA, pe suprafață sau pe numărul de animale, dar 3,2 miliarde euro sunt sprijin pentru investiții. E bine, noi aproape un miliard am pus doar pentru aceste investiții în depozitare și procesare în fermă, în așa fel încât fermierii, individual sau asociați, cei mici, pentru cei mici, asta este soluția, asocierea cooperativele, să-și facă propriile depozite și propria procesare, astfel încât puterea lor de negociere în acest lanț trofic sau acest lanț valoric să crească. Altfel, tot timpul, prețurile vor fi dictate de cei care au depozitarea și cei care au distribuția. Și noi dorim ca în următorii 7 ani, pentru că programul este 2021-2027, să sprijinim investițiile preponderent în acest domeniu al depozitării și procesării. Înțeleg că aceasta este știrea, vestea bună pentru producătorii români. Eu cunosc, faptul că există un plan pe care iată-l detaliați acum. Practic va exista acel mult promis sistem de distribuție și de procesare sau, mă rog, ajutorul din partea statului pentru a face funcțional această rețea. Pentru ca ei să-și facă, deci ajutorul din partea statului, din bani europeni, cu o intensitate de sprijin de la 50%, care poate să ajungă la 90% pentru cooperative, pentru în zone cu constrângeri naturale, intensitatea poate să crească, pentru că noi vrem să încurajăm asocierea și să încurajăm și agricultura în zone cu, unde sunt constrângeri naturale. Deci, practic, finanțați investițiile în astfel de centre de procesare și de distribuție. Depozitare. 760 de milioane de euro și încă 120 de milioane de euro pentru sectorul pomicol. Deci 900 de milioane în următorii 2 ani pentru depozitare, procesare. Înțeleg că de la această întâlnire cu legumicultorii, de unde unii spuneați că au plecat supărați, pentru că probabil v-au interpretat și greșit faptul că v-ați așezat de partea retailerilor la masa discuțiilor. Eu m-am așezat unde am găsit loc, pentru că am venit. Deci nu a fost timpul, un mesaj subliminal, că practic sunteți mai aproape de retailer decât de producători. Nu, noi am avut întâlniri cu retailerii, cred că m-am întâlnit prima dată cu legumicultorii, ne-am întâlnit de nenumărate ori și când am discutat programele pentru legumicultură și sprijinul cuplat. A fost total întâmplător modul în care da, a fost m-am speculat. Așezat. Sigur. Ca orice gest al ministrului sau ca orice declarație a unui demnitar. Aș vrea să trecem mai departe spre deficitul comercial la categoria produse agroalimentare, care din păcate se adâncește și procentele sunt destul de mari, 66% primul trimestru din 2021 raportat la perioada similară a anului trecut. Cum se poate stimula totuși exportul de produse românești? Cum faceți să reduceți acest deficit, care are practic efecte mult mai complicate în economie? Pe mecanismul este exact același, pentru că nu putem interveni decât să sprijinim investițiile în partea de depozitare și procesare. Astfel, ca să faceți competitive produsele astfel încât cei care exportă să exporte produse procesate și produsele care le procesăm, materia primă pe care noi o procesăm, să o consumăm în interior. Aici, sigur că deficitul de anul acesta, care pare mai mare decât cel de anul trecut, a fost adâncit de secetă, pentru că în această perioadă, în fiecare an, se exportă, și asta ar fi echilibrat, se exportă cereale. Chiar înainte de recoltat, se exportă ultimele transporturi de cereale și în această perioadă nu a fost ce exporta, pentru că producțiile au fost mult mai mici. Au acoperit necesarul intern, pentru că necesarul nostru este undeva la maxim 4,4 milioane tone, am avut aproape 6 milioane tone, dar pentru export a fost mult mai puțin și atunci a apărut dezechilibrat. Plus că mai există ceva și am avut o discuție cu cei de la INS. Se consideră export și mărfurile care trec prin țara noastră din alte țări. De proveniență din alte țări. Din alte țări. Și se consideră export. Și aici este un pic de discutat pe această balanță comercială. De-aia clar din 2016 suntem într-un deficit al balanței comerciale și trebuie să facem ceva și de aceea încercăm să sprijinim în viitor această zonă de depozitare și procesare care ar putea crea premizele schimbării acestui deficit. Pentru că suntem o țară lipsită de 30 de ani de sisteme de irigație funcționale, da, și pentru că agricultura în România este complet dependentă de vreme, aș vrea să ne lămurim cum de nu a fost loc în Planul Național de Redresare și Reziliență pentru refacerea acestui sistem de irigații pe care îl reclamă producătorii români, pentru că au mare nevoie. Iată, surprizele pe care ni le aduce vremea sunt dintre cele mai serioase. Și
Aș vrea să urmărim mai întâi opinia președintelui Federației Naționale a Sindicatelor Industriei Alimentare, Dragoș Frumosu, cu privire la acest subiect. Din nefericire, România este la mâna lui Dumnezeu, pentru că sistemul de irigație a fost distrus și nimeni de 30 de ani nu a mai pus o cărămidă ca să fie reabilitat acest sistem de irigație. În condițiile astea este evident că prețurile vor crește. Numai România nu își face protecție, restul își fac protecție. Există acele cantități care înseamnă cantități de rezervă ale statelor. Există cantități care intră în rezervă pentru protecția populației țărilor respective și atunci exporturile către România sau importurile noastre în anumite momente vor fi la prețuri mult mai mari. România nu are încă capacitatea ca să cumpere cantitatea de grâu necesară panificației de la o recoltă la alta. Așadar, cam acestea sunt, pe scurt, obiecțiile sau, mă rog, semnalele de alarmă pe care le trage. Sigur că și în România există rezervele statului, acestea sunt reglementate, sunt în subordinea Secretariatului General al Guvernului. Și sunt asigurate. Noi, toată perioada de criză anul trecut, am ținut legătura cu aceste rezerve ale statului și, dacă vă amintiți, noi am fost singura țară care am luat o măsură extremă, dar necesară. Am suspendat pentru o săptămână exporturile de grâu și produse de bază, pentru că singura cheie de control pe care o aveam era aceea că am văzut ritmul în care se cereau acele certificate fitosanitare pentru export, care era dublu față de 2019. După ce am suspendat acest export și am avut o înțelegere cu traderii că vor fi suficiente cantități de cereale în țară la prețuri acceptabile până la noua recoltă, am dat drumul la exporturi și acest lucru a fost, zic eu, unul corect, chiar dacă a fost extrem, dar a fost necesar. Și avem o relație în continuare corectă și cu rezervele statului și cu cei care exportă. Pentru că ei vor să exporte în continuare și tot mai scump, dacă se poate. Și vor să aibă, ori să facă business în România în continuare. Și atunci trebuie să respecte și cerințele statului român. Așadar, să clarificăm această problemă a PNRR-ului și a irigațiilor lipsă din PNRR. Eu am mai clarificat-o, dar de fiecare dată când am ocazia, mă bucur să o pot clarifica. Eu am vorbit anul trecut, când a apărut ideea PNRR-ului, că nu se știa foarte care pe sunt scurt, de la 6 sumele, miliarde s-a ajuns la... Am vorbit de necesitatea de a avea o strategie și de a finanța o strategie de gestionare ape, pentru că începând din 2018 au apărut rapoarte la nivel european în ceea ce privește fenomenul de deșertificare și în ceea ce privește scăderea rezervei apei în sol, datorită, sigur, schimbărilor climatice, mai ales în zona Mării Negre, care înseamnă toată Dobrogea, sudul Moldovei și nord-estul Olteniei. S-a văzut anul trecut acest lucru. Și de aceea am vrut să prind în PNRR și am documentat această reabilitare a infrastructurii atât de irigații, cât și de desecare, drenaj, cât și extinderea sistemului antigrindină. Am vrut să prind tot ceea ce înseamnă gestionarea apei. Bun, dar rezultatul este mult sub așteptări și sub aceste planuri ambițioase și întrebarea este dacă a fost o lipsă de comunicare cu Ministerul Fondurilor Europene. Noi, ce s-a întâmplat? Noi am depus proiectul în noiembrie 2020. Primul draft al României privind PNRR-ul, care conținea ceea ce vă spuneam eu în valoare de 6,5 miliarde, a fost trimis la comisie și era considerat foarte verde. Deci chiar am văzut o analiză a Institutului European de Administrație Publică care a reanalizat toate drafturile țărilor membre și România avea cel mai verde PNRR, avea 64,8% verde. Foarte scurt, mai avem doar un minut jumate. Cum vă explicați atunci rezultatul? Se pare că la Bruxelles a ajuns doar componenta de desecare drenaj, de 300 și ceva de milioane, cuprins în anvelopa de 29,2 miliarde. Dar eu le-am spus colegilor mei, acele ministere care au primit bani pe niște nevoi, la fel de să zic așa, de acute, vor avea în următorii ani acești bani la dispoziție și banii pentru investiții vor veni spre noi, spre Ministerul Agriculturii sau alte ministere care nu au primit bani, în așa fel încât această strategie de gestionare a apei să fie finanțată. Este nevoie de ea. Deci, practic, veți continua finanțarea acestui sistem noi de gestionare a apei? Finanțat, din alte categorii de fonduri europene? Din bugetul statului. Din fonduri europene, oricum o facem în continuare, dar ne dorim și de la buget, ca să grăbim, să zic așa, lucrările. Și revenind la vestea cea mai bună pentru fermierii români, acel program de investiții când va deveni operațional, practic când se vor putea accesa primii bani pentru investiții? Păi noi o să lansăm, și cam ce categorie de sume vor fi? Noi după 15 lansăm măsurile, le lansăm pe rând. Fermierii știu,
Noi avem, tot anul trecut am făcut poate consultări. Poate mai inspirăm și pe cei care nu sunt încă fermieri noi să se apuce. Noi am făcut tot timpul consultări cu anul trecut. Acum suntem în comitetul de monitorizare unde toate asociațiile importante vin și pentru fiecare măsură discutăm ghidurile în așa fel încât toate neajunsurile care s-au constatat în trecut în ghiduri să fie îndepărtate. Iar după 15 iulie vrem să dăm drumul pe rând la toate aceste măsuri. Și pentru investiții în depozitare și procesare și pentru instalarea tinerilor fermieri. Deci, practic, e o perioadă de tranziție spre următorul cadru financiar multianual? Program de tranziție pentru 2021-2022. Pentru că adevăratul program multianual noua politică agricolă comună va începe doar din 2023. Doar s-a ajuns la un acord, deocamdată vom intra în detalii cu altă ocazie. Domnule ministru, vă mulțumesc mult pentru participarea. Și eu vă mulțumesc pentru oportunitate. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți cu TVR1.